Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De altfel, Survivor, cum am zis. A început Survivor. Da, plictisitor mi se pare. Mie așa mi s-a părut. A rupt în audiență. Serios? Da, analistul media Petrișor Obaie de la Pagina de Medie la telefon. Bună dimineața, Petrișor. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Deci, poți să ne spui, te rugăm frumos, care a fost clasamentul pentru primele trei locuri luni seară când a început Survivor și care au fost diferențele, că aici e tare. Păi da, diferențele au fost uriașe. Adică ProTV, care a dat Survivor, a fost pe primul loc cu mult peste 2 milioane de români. A fost vreo 2.100.000 de români care s-au uitat. Pe locul 2 și 3 au fost Canal D și Antena 1, dar la mare distanță. Adică Survivor a avut audiențe de 2 ori mai mari decât Canal D și de vreo 3 ori mai mari decât Antena 1. Cam asta a fost diferența. Cifre care se cam înscriu în ce a făcut Survivor și anii trecuți. Da. Pentru că la Pro, succesul la Pro, anul trecut la Pro, da, da. Stai că Survivor are o istorie destul de lungă, iar ce vedem noi acum e o construcție care a început acum vreo 5 ani. Cu Exatlon, la Canal D. Cu Exatlon, Exatlon la Canal D, care a început ușurel, ușurel. Primele ediții au fost mai subțirele, dar lumea a început să prindă gustul. Și practic a fost acea construcție Exatlon câteva sezoane, vreo 3 sezoane, după care s-a transformat Exatlon în Survivor, practic e aceeași mărie cu altă pălărie, și punctul care a dus la explozie, dacă vrei, oricum și Exatlon făcea cifre mari, a fost aducerea lui Daniel Pavel. Producătorii l-au găsit pe Daniel Pavel ca prezentator. Domnul Dan, da, exact. Domnul Dan. Nu înțelegem de ce îi spune toți concurenții, îi spun domnul Dan, că par să domnul fie... Domnul Dan a fost un concurent în sezonul... Care a exagerat. Care a exagerat și formularea le-a plăcut atât de mult. Bine, nouă formularea ne aduce aminte, dacă pentru cei care au prins, de OTV, când Dan Diaconescu era domnul Dan, dacă mai țineți voi minte. Da. Domnul Dan. Da. Dan Diaconescu. Nu cred că e departe să se întoarcă. Formularea asta populară a prins. Da. Și a fost o construcție pe care ProTV a preluat-o anul trecut, cu tot cu prezentator și, evident, dată fiind și forța stației, audiențele s-au dus și mai sus. Dar și în ultimul sezon la Canal D, cam tot astea erau cifrele. Adică erau cifre foarte, foarte, foarte mari pentru un show de televiziune. Da, ediția asta de luni, da, Petrișor Obaie, ediția asta de luni, în comparație cu primul, mă rog, cu debutul Survivor la ProTV, cum a fost pe audiență? A fost mai sus, tot pe acolo, mai jos? A fost ușor mai jos, adică anul trecut erau vreo 2.600.000, dar un lucru foarte important, consumul de televiziune era altul anul trecut. Adică a scăzut consumul de televiziune odată cu sfârșitul pandemiei. Da. Când lumea a fost în pandemie, se uita masiv la televizor. Când s-a terminat pandemia, audiențele au început să scadă. Deci se înscrie cumva în scăderea acestui consum de televiziune. Eu-s curios dacă... A fost la fel foarte mare și acum. Sunt curios dacă rețetele astea mai au succes în Occident în momentul de față. Adică emisiuni de felul ăsta erau, dacă țineți minte, prin anii 90, era una la Francis, cu concursul ăsta, să arunci cu mingiuca în... Adică... Nu e același lucru, nu e formatul ăsta. Formatul Survivor, nu știu dacă e din anii 90, e mai din coace, nu, după 2000. Zic similar, cumva. Cu... Bine, aici e mai mare provocarea cu nemâncatul, cu... Da. Adică altele asta, sunt... Asta adică rețeta practic de acum e ceva mai complexă. Adică în anii 90 erau doar probe. Exact. Publicul a evoluat și vrea mai mult. Și atunci ce are Survivor? Are mai mult, adică ai o leacă de sport, pentru că ai competiția de sportivă, ai niște vedete acolo, care se luptă cu oameni obișnuiți, ai zona de reality show, ai zona de supraviețuire, adică sunt foarte multe componente și toate dublate de o producție, dacă te uiți, producția este grandioasă, sunt filmări de spectaculoase, adică totul este îmbrăcat foarte, foarte profi. Și atunci toate aceste ingrediente au dus la acest succes. Plus, că mai este un aspect foarte important, e o producție pe care poți să o vezi cu familia. Este safe din punctul ăsta de vedere. Da, corect. Și să știi că încă de când era la Canal D, am sesizat o plajă foarte mare de public din zona copiilor. Copiii se uitau, își făceau favoriți, fiecare ținea cu cineva, și atunci toate lucrurile astea au dus la
la aceste rezultate. Foarte interesant. Ne întrebăm cum o să răspundă totuși Canal D și Antena 1. Survivor difuzează când? Luni, marți și miercuri? Antena programează, au și lansează, ce lansează? America Express, dar lansează duminică, nu? Duminică, luni și marți. Deocamdată au poftiți pe la noi, o să scoată America Express. America Express e o producție de forță a Antenei, făcută tot de o fostă protevistă, da? Că Mona Segal e cea care pe vremuri făcea la Pro TV marile show-uri, da. România au talent, Dansez pentru tine. E, și Asia a prins foarte bine, adică bătălia va fi destul de strânsă. Petrișor, ai multă experiență în zona asta. Ce crezi că se va întâmpla luni seara, când vor fi în paralel, practic, cele două show-uri? Este greu de dat un pronostic, dar vor fi nu foarte aproape. Pro TV o să aibă totuși un avans de o săptămână, pentru că contează mult începutul, și totuși și ASE Express are plaja ei de public. Nu știu, acum depinde de cum este structura publicului. ASE Express, ce tip de public atrage ASE Express, poate preponderent feminin. La Survivor se uită probabil mai mulți bărbați, dar asta e dată și de profilul stației, că Pro TV are un public masculin destul de puternic. Va fi o bătălie pentru telecomandă luni seara. Eu zic că Survivor va câștiga cel puțin în prima fază, că așa cum spuneam, este un show pe care îl urmărești ca pe o competiție sportivă. E greu să sari niște episoade, pentru că dacă ai sări niște episoade, s-ar putea să dispară niște concurenți de acolo. Dar competiția va fi strânsă. Acum, cu Neamărin, competiția a fost, nu pot să spun că a fost echilibrată. Da. Neamărin este un show de prime time, dar este un show de uzură, cumva. Nu e un show grandios, așa cum e, de exemplu, Asia Express. Bun, mulțumesc! Din dronă și cu lucruri de tipul acesta. Mulțumesc, interesant. Mulțumesc mult, Petrișor Obaie, de la Pagina de Media, cu analiză pe lupta crâncene care se dă pentru audiență în prime time între primele stații de televiziune, începând din sezonul ăsta, Survivor. Și ce mai lipsi, ce ar mai lipsi acum? Să ia Canal de luni seara filmul Team Building și să-l difuzeze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.